The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded the Canadian author Alice Munro, master of the contemporary short story. Scriitoarea canadiană de limbă engleză Alice Munro, în vârstă de 82 de ani, este laureata Premiului Nobel pentru literatură pe anul 2013. Este pentru prima dată în istoria de 112 ani a Premiului Nobel când Academia suedeză a recompensat un autor care scrie doar novele. Cei care au crezut că anul acesta învingătoare va fi o femeie au avut câștig de cauză și, deopotrivă, și cei care au anticipat că Premiul Nobel va fi acordat unui scriitor de limbă engleză. Doar 12 femei au primit premiul Nobel pentru literatură din 1901 până în prezent. Munro este apreciată pentru arta ei subtilă a novelelor, impregnată cu un stil clar și cu realism psihologic, precizează Academia suedeză într-o biografie a scriitoarei canadiene. Peter Englund, secretarul permanent al Academiei suedeze, a declarat presei imediat după ce a anunțat că scriitoarea canadiană Alice Munro este câștigătoarea Premiului Nobel pentru literatură pe anul 2013. It is almost exclusively what happens almost exclusively takes place in southwestern Ontario. Acțiunea povestirilor ei se petrece aproape exclusiv în sud-vestul Canadei, în regiunea Ontario, într-o zonă rurală cu mici localități. Asta e lumea ei, aici își găsește ea subiectele și personajele. Cred că are în această lume mică tot ce-i trebuie. Aici e iocna patovna ei. Alice Munro surprinde extrem de bine diverse stări omenești. Nimeni nu a deconstruit mai bine decât ea mitul modern al iubirii romantice. Nu la modul tezist, ci arătând că oamenii pot simți lucruri foarte diferite. Primul Nobel pentru proză scurtă, o reparație postumă pentru Chekhov, Borges și chiar pentru Salinger, scrie Cristian Teodorescu, care, deși n-a citit nicio povestire de Alice Munro, se bucură, citez, că proza scurtă, gen tot mai oropsit la noi și nu numai la noi, a fost privită în sfârșit cum se cuvine de jurații Academiei suedeze. Am încheiat citatul. Alice Munro, o scriitoare foarte apreciată în zona literară de limbă engleză, gvasi necunoscută la noi. În limba română a fost tradus un singur volum de novele din opera scriitoarei Alice Munro. Prea multă fericire a apărut la editura Litera în anul 2011. Irina Ilie, redactor al editurii Litera, despre Prea multă fericire, volum de novele apărut în limba engleză în 2009. Povestirile sunt diverse. Avem povestea unui tată de familie care își ucide cei trei copii pentru a se răzbuna pe soție, dar și povestea unui fiu care își părăsește fără un motiv aparent familia și ajunge să trăiască ca un vagabond. O fetiță care își ajută angajatorul bolnav de leucemie să scape de avansurile unei femei lipsite de conștiință. Tot felul de șocuri, de dezamăgiri. Eroii merg însă mai departe pentru că acesta este scopul și sensul vieții. Natura umană este plină de cruzime la Alice Munro, de iraționalitate, de aversiuni și de alianțe bizare, dar oferă, în ultima instanță, o porție generoasă de viață reală.